Sfânta icoană Prodromița este înzestrată cu darul facerii de minuni. Sugravul Iordache Nicolau, văzând sfânta icoană terminată, s-a spăimântat și privind cu evlavie nu se pricepea cum s-a făcut aceasta. Asemenea și ucenicii lui văzând, s-au înspăimântat și au cerut a chema prietenii și vecinii de prin prejur ca să vadă. Și îndată s-a umplut casa zugravului de creștini care se minunau și preaslăveau această sfântă icoană și toți se închinau aprinzând lumânări, îndulcindu-se duhovnicește de privirea dumnezeieștilor fețe, așa de bine încuvințate și minunate. Părinții Nifon și Nectarie, fiind la metocul schitului din Iași, îngrijorați și întristați, neștiind nimic de această minune, văd că vine unul din ucenicii zugravului foarte repede și obosit, spunând în gura mare, să trimiteți de grabă să ia sfânta icoană, fiindcă noaptea aceasta singură s-a zugrăvit și acum poporul numai încape în odaie privind acea minune. Deocamdată părinții nu credeau cele spuse de ucenic și cu acea idee au trimis pe părintele schimonah Dositei, care avea ascultarea de metocar în Iași. Ajungând părintele Dositei la casa zugravului, nu putea să intre spre a vedea sfânta icoană de îmbulzeala poporului. Îndată, luând o trăsură și învelind sfânta icoană cu o pânză curată, a adus-o la metoc, urmând după el și poporul. Intrând în metoc, a închis porțile și nu a mai lăsat pe nimeni să intre, până ce se vor sfătui ce este de făcut. Părinții au făcut cunoscut grabnic Sfintei Mitropolii despre această minune și venind însuși preasfințitul mitropolit Calinic Miclescu, cu tot clerul său, a văzut sfânta icoană și căzând, i s-a închinat cu toată evlavia, minunându-se și zicând, cu adevărat mare dar ne-a dăruit Maica lui Dumnezeu prin această minunată și proslăvită icoană a sa. Apoi, dând binecuvântare de sfințirea apei, a năvălit poporul la metoc spre închinare la sfânta icoană, cerând a li se citi paraclise și a face aghiazmă, cu care, stropindu-se, a început darul Maicii Domnului a lucra prin această sfântă icoană și a face minuni.